din câte am înțeles, ai cu totul un alt domeniu în care practici sport și cu toate astea ai venit la kettlebell și ai fost și învingătoare. Ce te-a determinat să vii astăzi la kettlebell heavy lifting tour? A fost o întâmplare, dar totodată o experiență plăcută, inedită, din care am avut ce învăța. Pe viitor, dacă voi mai avea ocazia să particip la așa ceva, probabil voi mai participa, dar planurile mele de viitor includ cu siguranță competițiile de culturism. Dar ai făcut performanță și pe domeniul kettlebell. Te așteptăm și la alte competiții? Da, dacă voi, așa cum am mai zis, dacă voi avea ocazia, probabil voi mai veni. Cum ți s-a părut arbitrajul? Eu nu pot să spun nimic de genul ăsta, pentru că acum a fost prima oară, participarea mea a fost un început. Eu zic că ok. Dar Ioana Dinescu, concurenta ta? A trebuit să o iau în considerare, având în vedere că ea, am înțeles că este antrenor de kettlebell. Nu, e de kettlebell, e de power pump, ai o altă disciplină diferită. Oricum am luat în considerare. Am înțeles. Aș vrea să știu cum ți se pare kettlebell comparativ cu culturismul. Ce avantaje și dezavantaje vezi la ambele discipline? N-aș putea să fac o comparație între cele două sporturi. Amândouă sunt la fel de grele, dar consider că sportul pe care îl practic eu e mai greu. E greu și aici, e vorba de anduranță, dar mi se pare culturismul fitness-ul, cel puțin cel de performanță, mi se pare mai greu.